Hagi e un nou meci în campionat cu Chindia, cum vedeți această partidă? Ce acasă, unde trebuie să câștigăm, unde trebuie să facem un meci foarte bun, să jucăm bine și să fim noi cei care, așa cum am jucat și la Iași, cum am jucat ultimele meciuri, să facem un meci consistent, un meci bun, să ne impunem și să câștigăm. Poate fi un meci de totul sau nimic pentru ei, va fi poate mai greu din punctul ăsta de vedere? Nu știu, noi știm că jucăm acasă și că trebuie să luptăm pentru victorie, să încercăm să câștigăm, să facem fotbalul nostru. Și e bine că ieri ne-au venit rezultatele și sunt toate negative. Și acest lucru e foarte bun și suntem pregătiți de meci. Avem acele accidentări care sunt în continuare, care au fost și la Iași. Deci vor fi vreo 3-4 jucători care nu o să fie în teren pentru că sunt accidentați. Ceilalți, unii o să înceapă, alții nu, vom vedea formația. O echipă care v-a pus probleme, inclusiv în meciul tur din play-out, unde ați suferit singura înfrângere. Unde am avut ghinion, din păcate, am făcut un meci foarte bun și atunci, la fel ca jocul nostru, dar n-am fost așa de... În ultimii 30 de metri, la ocaziile care ne-a creat, n-am fost așa de inspirați. Sperăm că de data asta să marcăm mai multe goluri. Au mai rămas 4 meciuri până la final. Obiectivul nostru e locul 7, suntem acolo și trebuie să-l menținem, trebuie să-l păstrăm și încercăm să câștigăm fiecare meci așa cum a fost de la bun început când am început acest play-out, să luăm fiecare meci în parte, să jucăm pentru cele 3 puncte, să vrem să câștigăm și așa vom face în fiecare meci. O reîntâlnire și cu Stamboi? O plăcere deosebită, mă bucur că a revenit pe bancă și sper să stea cât mai mult. E un fost coleg de-al meu, dar sunt cam mulți deocamdată. În acest moment sunt cam mulți în prima ligă, așa că îl salut și îmi face plăcere să-l revedă.